Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, fraților, o să facem review la o pereche de Dunk High Strawberry. O pereche de care v-am zis de undeva de pe la finalul anului trecut. Eu am câștigat această pereche la un raffle pe un grup Sneaker Might de pe Facebook. Am dat 100 de euro pe entry-urile de la raffle, am luat 4 entry-uri și fiecare costa 25 de euro. Faza e că această pereche s-a lansat pe data de 22 octombrie 2021, după ce Nike a rezolvat toate problemele. Eu n-am cutia ei originală, dar vine în aceeași cutie, această cutie mișto de la Nike SB multicoloră, iar în interior avem perechea. Aceasta este perechea de Dunk High Strawberry. Faza e că eu aici n-am rep, n-am nimic, n-am niciun accesoriu, am doar perechea și extra laces-urile. Bine, un pic prospus, niciun accesoriu, avem extra laces-urile. Asta e perechea pe care o scot eu chiar acum. Vreau să discutăm un pic despre motivul de ce această pereche nu a fost lansată. Ei bine, are aici, pe partea de spate la călcâi, avem o căpșună care strănută. Ei bine, perechea asta trebuia lansată de 4.20 în 2020 și ghiciți ce, a venit nenorocirea asta de boală care încă există în momentul de față și încă ne dă bătăi de cap, iar Nike a avut niște mici probleme cu lansarea acesteia, așa că a fost lansată pe data de 22 octombrie 2021. Retail-ul ei este de $110, la fel ca toate perechile de Dunks. Această pereche are și un special box, o să vă las o poză pe ecran cu toate accesoriile și cu cutia specială pe care această pereche o are. Și despre ce să discutăm despre această pereche, pentru că de asta sunteți astăzi aici. Și pe lângă asta, această pereche este un tribut pentru Todd Bratrud, nu știu exact cum se pronunță Todd Bratrud, nu știu, în fine. Faza e că se scrie T-O-D-D-B-R-A-T-R-U-D. Este un tribut pentru acesta care a făcut și designul de la perechea de 4.20 din perechea de Skunk. Și acum haideți să trecem să vorbim despre această pereche, să vorbim despre extra laces-urile. Avem două extra laces-uri, una în această culoare care este un roz așa mai pal, nu este chiar rozul acela de la perechile de Travis-uri, și acest verde, care mie unul nu prea îmi place și nici asta nu mă dă pe spate. Roșul ăsta de pe pereche, din punctul meu de vedere, e fix ce trebuie. Îmi plac foarte mult detaliile de pe această pereche și cum este construită ea. Haideți să trecem să vorbim despre upper-ul ei, care este făcut din trei materiale din punctul meu de vedere și o piele mai specială. Partea de aici din față de la Toebox plus partea de aici de lateral, avem o piele care are niște mici zone ieșite în relief, la fel ca și sâmburii de la căpșuni, ceea ce mi se pare foarte tare, mi se pare o nebunie totală ce a încercat să facă Nike cu această pereche. Partea din față de la Toebox este asemănătoare cu perechea aceasta de laces-uri și în continuare limba merge de la un fade asemănător cu culoarea aceasta până la alb în partea de sus. Partea din spate a perechii plus sușul este făcut din acest suede foarte pufos, care este destul de greu de întreținut, dar se vede demențial. Faza e că dacă ei și ciupește așa perechea, îți rămân o grămadă de dealea și dacă o pui pe lângă hanorac, la fel. Pe partea de aici de sus avem un velur, o catifea care mie unul îmi place foarte mult, plus heel tab-ul ăsta de aici, care este făcut dintr-un material super soft. Pe partea de wings avem două wings, avem un wings dublu, care pe partea exterioară este făcut cu acest material de suede super pufos, iar pe interior avem același velur pe care îl avem și aici pe partea de spate. Faza e că această pereche, din punctul meu de vedere, trebuia să aibă un resell mult mai mare decât cel actual. În momentul de față valorează undeva între 450 și 500 de euro, depinde de măsură. Posibil să o găsiți și mai jos pe grupurile de resell, Sneaker Market România, Sneaker Mic și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, această pereche își merită un preț de peste 1000 de euro. Eu când am luat-o, cam ăsta era prețul de resell, încă nu se lansase. Chiar sunt foarte curios, eu n-am văzut exact data ei de fabricație de pe această pereche, iar data de fabricație este 16.10.2019. Nu știu dacă pe perechile noi care s-au lansat anul acesta este aceeași dată de fabricație sau este data din 2020 sau 2021. Chiar sunt foarte curios de asta. Scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii dacă ați prins o pereche de genul și să vă zic ce avem și pe partea interioară. Pe partea interioară avem un mic pocket, un mic stash, la fel ca la toate perechile care trebuiau lansate de 4.20. Fix aici pe partea interioară a limbii este un mic stash, nu știu cât de bine puteți să vedeți voi, fix acolo, în care poți să-ți depozitezi diferite obiecte, iar insolul este tot unul special, ceea ce mie îmi place foarte mult. Îmi plac insolurile astea speciale, nu știu de ce, mă dau pe spate din toate punctele de vedere. Avem un insol cu o căpșună care strănută, cu semnul celor de la Nike SB aici și cu un fundal roz. Cam asta este toată tematica perechii și în special box știu că avem o jucărie de pluș fix așa cu căpșuna asta care strănută, ceea ce mi se pare super tare. Ar fi fost tare ca Nike să lanseze această pereche cu jucăria în toate variantele, dar din păcate o avem doar în special box. Și cam asta este cu partea de upper și cu partea de interior a acestei perechi.
perechi, bag insolul și revin. Ok, și acum am reușit să bag și insolul, a durat destul de mult deoarece mai aveam și un carton din acela, o foaie de aia de rep în interiorul perechii, am și uitat că mai avem și acea foaie. Și ce vreau să vă mai zic despre partea interioară a perechii este acest velur din interior, care mie nu-mi place foarte mult această catifea. Mi se pare că se simte în picior demențial și pe lângă asta nu știu dacă se face acele găuri ca acel material foarte nașpa, cum avem pe aceste perechi, uite, cum avem aici pe perechea asta de Retro 1. Vedeți materialul ăsta așa cu mici găurele, mi se pare că se face foarte nașpa în timp. Eu am perechea de Bretouri și deja e o gaură în spate, zici că efectiv mi iese călcâiul. Și haideți să trecem pe partea de midsole și outsole. Avem un midsole transparent care din punctul meu de vedere completează perechea fix cum trebuie. Este un midsole albăstru, așa, nu este chiar un clear sole, este fix albastru ăla demențial, efectiv icy sole-ul ăla care din punctul meu de vedere arată demențial pe această pereche. Putem să vedem și cum este prins acest icy sole. Vedeți, se vede și aici diferența de material. Iar outsole-ul este la fel, din același icy sole, și pe interiorul perechii avem acea mică siglă de la Nike SB care este pusă într-un mic cadran roșu. Această pereche pentru mine a fost o chestie wow, pentru că eu am reușit să pun mâna pe perechea asta când nu avea nimeni, erau vreo 50-60 de bucăți în toată lumea, deci a fost ceva wow pentru mine, n-am mai avut niciodată o pereche așa de rară. A fost tare că am și câștigat-o la un raffle, atunci cineva mi-a oferit șansa să o vând pe 500 de euro, am zis că nu și acum s-a lansat. Dar sincer, nu cred că am făcut niciun lucru prost că am păstrat-o, pentru că această pereche o să crească foarte mult în preț. Pentru cine a pus mâna în momentul de față pe pereche de genul la 3, 4, 500 de euro, 110 euro, eu zic clar că trebuie păstrat, adică nici să nu vă gândiți cumva să o vindeți, pentru că șansele ca aceasta să bubuie sunt foarte mari, la fel ca toate perechile care au fost lansate în trecut de 4-20. Avem perechea de Skunk, perechea de Skunk 2.0, care în acest moment valorează peste 1000-1500 de euro, ceea ce, wow, mi se pare insane, efectiv. Mai vreau să vă anunț că eu n-am postat TikTok-uri în ultima perioadă și știu, îmi pare foarte rău că n-am reușit să postez TikTok-urile și n-am reușit să-mi termin toată treaba pe care o aveam pentru voi, dar încă sunt în procesul de mutare, de-abia am terminat aici jumate de studio, încă n-am partea de studio unde filmăm cu invitații. O să trebuiască să termin și living-ul și camera mea și dressing-ul, o să facem și turul apartamentului în momentul în care acesta este gata. Și da, faza e cu această pereche să o țineți. În moment de față, cum v-am zis, un resell undeva între 350-500 de euro, am zis 400-500, dar să zic că puteți găsi perechi și la 350 de euro. Am văzut o pereche chiar astăzi, înainte să fac acest clip, pe Sneaker Market România la prețul de 1700 de lei, ceea ce mi se pare un fair price pentru perechea asta care are o grămadă de chestii speciale. Vreau să știu și părerea voastră despre această pereche, dacă trebuie rock, dacă trebuie stack sau trebuie sell. Din punctul meu de vedere este o pereche care trebuie stack. Cred că chiar o să încep să o și port. Și cam asta e, cred că, fraților, cu review-ul de astăzi la perechea de Dunk High Strawberry Cough, care s-a lansat pe data de 22 octombrie 2021. Este o pereche specială pentru mine, este una dintre perechile pe care eu le-am câștigat la un raffle destinat oamenilor care vor să cumpere etichete pe Sneaker Meet, așa că perechea asta o să rămână în colecția mea indiferent de situație. Și cred că cam asta e, fraților. Nu știu ce facem vineri. Vreau să mai schimbăm un pic contentul, o să vreau să filmez mult mai mult singur, să nu mai avem așa de mulți invitați, pentru că am văzut că vă place foarte mult și contentul ăsta cu mine singur. O să facem și un mystery box de 25.000 de euro, adică încerc să fac acest mystery box pentru că am strâns 5.000 de like-uri la clipul de 10.000 de euro mystery box. Și cam asta e, fraților, cu clipul de astăzi. Ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Georgescu. Nu uitați de codul Georgescu pe Sneaker Industry și vreau să vă mulțumesc că l-ați folosit într-un număr așa de mare în luna noiembrie, încât de la anul o să pregătesc o grămadă de clipuri pentru voi. Și cam asta e. Eu am fost Georgescu. Noi ne vedem joi sau vineri la ora 18:45. V-am pupat. Pa!